Sigur, un mare sportiv, o mare personalitate merită toate aprecierile noastre ca sportiv. Însă orice personalitate publică, inclusiv din sport, este însoțită și de necesitatea de a avea și o prestanță morală. Când devii o persoană, de ce? Pentru că o personalitate, mai ales din sport, nu numai din sport, în general personalitățile publice, dar o personalitate din sport poate fi un model. Da? Poate fi un model pentru mulți tineri. Tineri care își caută un drum și care, văzând poate cu fascinație un mare sportiv, cum câștigă turnee, cum se impune pe scena sportului respectiv, ei bine, acei tineri, în mod natural, îl vor transforma pe acel mare sportiv într-un model, poate chiar într-un idol pentru ei. Și acest lucru este de înțeles, este un lucru firesc, se întâmplă în nenumărate situații. Avem nevoie de modele, avem nevoie de personalități, fie că sunt din sport, fie că sunt din politică, fie că sunt din zona culturală. Și din alte domenii avem nevoie de ghidajul unor modele care să ne arate niște repere în viață sau care să ne ofere o motivație în plus ca să mergem pe o cale sau alta. Ori din această perspectivă, atunci când ești o astfel de mare personalitate, ar trebui să fii foarte conștient sau conștientă, da? Pentru că sunt modele bărbați, modele femei. Bun, persoane LGBT și așa mai departe, persoane transgender. Când ești o astfel de persoană, când ești un astfel de model, când poți fi un model pentru ceilalți, atunci trebuie să fii conștient, ar trebui să fii conștient de responsabilitatea pe care o ai în spațiul public. Gesturile tale, declarațiile tale pot avea ramificații, desigur, uneori pozitive, care să inspire pe foarte mulți. Alteori însă pot avea consecințe deplorabile. Și au fost situații în care diverse personalități, diversi idoli s-au prăbușit ca urmare a unor gesturi imprudente, a unor declarații lipsite de înțelepciune sau a unor acțiuni, da, care au presupus încălcarea drepturilor altora. Și au fost actori, au fost sportivi, au fost politicieni care au comis diverse fapte penale sau care și-au compromis imaginea prin declarații aiuritoare, da? Extremiste, discriminatorii, brutale, violente sau de altă natură, astfel încât din personalitățile luminoase care păreau au devenit niște persoane mai puțin frecventabile, ca să nu mă exprim altfel. Ei bine, acum, în situația acestei pandemii, pandemie care deja a răpit aproape 6 milioane de vieți, 5,5 milioane pe aici, oricum numărul crește practic în fiecare zi, iar acum, pe fondul acestui val 5, care deja a lovit foarte multe țări și care deja începe să crească și în România. Ați văzut poate la știri, în ultimele 2, 3, 4 zile, numerele încep să crească, numărul de infectări începe să crească și în țara noastră, iar medicii, experții, virusologii anticipează că în curând, în câteva săptămâni, se poate ajunge la un număr foarte mare de cazuri în țara noastră. Desigur, în alte țări deja a crescut foarte mult numărul, iar acest număr mare de cazuri poate duce la o aglomerare excesivă a facilităților spitalicești din România, a spitalelor, și o aglomerare a secțiilor ATI. De asemenea, acest număr mare de cazuri poate crește și numărul deceselor. Cum pot fi evitate decesele? Prin vaccinare, prin respectarea măsurilor de prevenție, prin purtarea măștii,
prin spălatul pe mâini, da? Prin distanțarea fizică. Prin toate aceste măsuri repetate, anunțate, repetate de nenumărate ori, dar nu întotdeauna respectate, adesea prea puțin respectate, care ar putea salva vieți, ar putea scădea foarte mult numărul îmbolnăvirilor grave și al deceselor. Sunt studii, am tot repetat și eu la astfel de live-uri sau la diverse alte clipuri pe care le-am postat pe canalul meu de YouTube. Sunt nenumărate studii care atestă clar că vaccinurile sunt eficiente. Vaccinurile salvează vieți. Riscul de deces, odată ce ești vaccinat, scade de 10-11 ori. De ce spun 10-11 ori? Sunt studii care vorbesc de 10 ori risc mai mic de deces. Sunt studii care vorbesc de 11 ori risc mai mic de deces. Cineva foarte simpatic îmi spunea într-un comentariu, pune și tu, nu spune 10-11, spune de 10,56% din cazuri sau de 10,56 sau 57 ori mai mici sunt riscurile, pentru a da o cifră exactă, iar cifra exactă ar părea că este un rezultat foarte clar. Sigur, era o glumă. Dincolo de asta, știți foarte bine, în știință, când e vorba de numere mari și de studii privind zeci, sute de mii de oameni sau milioane de oameni, cifrele sunt date cu o marjă de probabilitate și întotdeauna pot fi găsite și excepții, desigur, sau există o marjă în care sunt acceptate, în care este o marjă de eroare, da? Așadar, de aceea prefer să spun de 10-11 ori este mai mic riscul de deces. Ori într-un astfel de context, da? Într-un astfel de context global în care economiile țărilor noastre au fost puternic lovite, în care nenumărate familii și-au pierdut ființe dragi, într-un context în care studiile arată că numai în Europa, un studiu făcut pe 33 de țări, numai în Europa au fost salvate peste 470.000 de vieți ale unor persoane cu vârsta de peste 60 de ani, care s-au vaccinat. Da? Vaccinurile au salvat peste 470.000 de vieți. 470.000 de vieți salvate ca urmare a vaccinării. Când medicii încearcă să explice, să prezinte de nenumărate ori pe posturi TV, pe social media, care sunt argumentele științifice, cu dovezile clare, care atestă că vaccinarea este soluția preventivă cea mai bună, da? Și cea mai eficientă, da? Împotriva acestui virus. Ei bine, într-un astfel de context, ca personalitate publică, și iată, în cazul lui Djokovic, ca sportiv de mare performanță, ai o responsabilitate. Ai o mare responsabilitate. Dacă alegi să te transformi într-o portavoce a antivaccinismului, Asta îți prejudicează enorm statura morală. Da? Pentru că unii vor considera sau se vor simți îndreptățiți să facă așa cum faci și tu. Da? Iar asta le poate aduce îmbolnăvirea și moartea. Sau dacă nu se îmbolnăvesc ei, îi pot îmbolnăvi pe alții din familie care sunt mult mai vulnerabili. Și până la urmă, cum se explică o atât de largă susținere pentru Djokovic în acest incident din Australia? Până la urmă, o mare parte din susținătorii lui cred că acum ei sunt și mai îndreptățiți să nu se vaccineze, să nu poarte mască, da? Să nu respecte măsurile de prevenție și să se expună pe ei înșiși și pe ceilalți îmbolnăvirii și morții. De aici implicațiile nefaste pentru întreaga umanitate și mai ales pentru țările cu o rată scăzută de vaccinare a acestui incident, da? A faptului că tribunalul acela din judecătorul din Australia
hotărât că Djokovic, anularea vizei lui Djokovic nu a fost făcută în mod corect. Bun, acum, judecătorul desigur trebuie să judece pe chestiuni de procedură și pe chestiuni de fond. Dacă ați urmărit cazul, au fost niște vicii de procedură. Trebuia, inițial i s-a spus lui Djokovic că va avea 3 ore la dispoziție să vină la aeroport cu să arate celor de la Vama, de la aeroport, documentele necesare care să demonstreze că respectă legile din Australia. Însă cei de acolo au făcut o eroare și în loc să calculeze între ora 5:30 și 8:30 dimineața, i-au anulat viza la ora 7:42 de minute dimineața, da? Și astfel încât lui Djokovic i-a rămas mai puțin de o oră timp la dispoziție pentru a prezenta documentele. Ori asta a generat până la urmă această imprudență, acest poate exces de zel, această superficialitate a celor de la aeroport l-a determinat pe judecător să anuleze decizia aceea de a nu i se acorda viza sau de a i se anula viza. Deci inițial i s-a anulat viza, iar judecătorul a decis că anularea vizei nu a fost corect făcută. Dar decizia judecătorului a fost luată pe baza unei chestiuni de procedură, da? Și sigur, acum fiecare știți foarte bine, cei care ați avut experiență în instanțe, procedura uneori contează mai mult decât fondul, da? Poți câștiga sau poți pierde pe procedură chiar dacă tu ai sau nu ai dreptate pe fond. Dar procedura contează și în cazul ăsta judecătorul a decis corect, da? Deci nu avem ce să-i reproșăm judecătorului. Însă registrul în care port eu această discuție este registrul moral. Pentru că în cel legal noi nu avem ce să comentăm. Eu un stat de drept, da? Acolo într-un stat, în orice stat de drept, când un individ își consideră drepturile sau interesele lezate, se poate adresa justiției. Justiția în principiu este independentă și dacă se ia o decizie în justiție, asta este. Da? Ne place, nu ne place, nu contează. Așa funcționează un stat de drept. Da? Mulți ziceau, Australia e dictatură. Uite că nu e nicio dictatură. În ce dictatură vezi o instanță independentă că întoarce o decizie a unor autorități? Da? În dictatură nu se întâmplă asta, dar conspiraționiștii, antivacciniștii care s-au unit acum la nivel global în sprijinul lui Djokovic au avansat o felul de astfel de formulări. Australia, dictatură, care sunt absurde. Da? Acești oameni nu înțeleg nici ce e dictatura, nici ce e democrația și fac niște confuzii evidente între aceste concepte. Așadar, Djokovic a câștigat acel proces grație unei erori de procedură pe aeroport. Da? Cei de acolo, nu știu din ce motive, nu au luat decizia de anulare a vizei respectând procedura. Și de aici succesul lui Djokovic în instanță. Dar asta este strict chestiunea juridică. Întreaga discuție pe care o avem aici este într-un alt registru, și anume cel moral. Da? Noi acolo discutăm. Indiferent că Djokovic a câștigat sau nu acest proces, lucrurile pe care vi le spun legate și care au legătură cu substanța morală a acestei probleme, acestea contează. Da? Contează registrul moral, argumentele morale. Și ca să încheiem cu procesul, ca să fie foarte clar, citez acum din ce a spus judecătorul, da? Anthony Kelly. Pe 6 ianuarie 2022, la ora 5:20 AM, deci în zorii zilei, în Australia, ora de acolo, lui Novak Djokovic i s-a spus că are timp până la ora 8:30 să facă comentarii privind intenția autorităților de a-i anula viza. Numai că autoritățile i-au anulat viza la ora 7:42. Da? Drept urmare, Novak Djokovic nu a mai putut face comentarii, pentru că a avut un timp foarte, foarte scurt. Da? Și, repet, decizia judecătorului pe procedură e corectă.
Dacă ei s-ar fi permis acest lucru până la ora 8:30, acesta s-ar fi putut consulta și cu alte persoane și ar fi putut veni cu argumente pentru a nu i se anula viza. Deci dacă ei s-ar fi dat timpul necesar de 3 ore, cum a fost anunțat inițial, atunci Djokovic ar fi avut la dispoziție timpul necesar, da, pentru a răspunde cerințelor autorităților vamale. Nu s-a întâmplat asta și atunci, evident, cumva decizia de a-i se anula viza a avut un viciu de procedură. Însă, repet, tema de fond este cea morală. Da? Este cea morală și vreau să văd, iată, și comentariile voastre. Pentru ce masterat lucrez? Philosophy, Politics and Economics este un masterat în limba engleză, da? La Facultatea de Filozofie. În momentul în care Facultatea de Filozofie, în urmă cu 2-3 ani sau 4 ani, oricum recent, a introdus aceste masterate, am devenit atent și m-am gândit, wow, aș vrea să fac și eu un masterat în engleză, în limba engleză. De ce? Pentru că e mult mai bine și mai de dorit să îi citești pe filozofi în limba în care au scris, pe cât posibil. Da? Iar în ultimele două secole, filozofia britanică și americană, sau majoritatea filozofilor pe care îi studiem la aceste cursuri, sunt britanici sau americani. Și atunci am dorit să urmez acest masterat în limba engleză. Dacă ar fi fost în limba română, nu m-ar fi interesat așa de mult. Da, se pronunță Djokovic, nu Djokovic. Mersi. Djokovic. Perfect, așa o să spun. Îi rog pe cei care ați intrat mai târziu să dați like acestui live. Ajută foarte mult în promovarea lui către un public cât mai numeros, iar cei care încă nu ați dat subscribe, dați subscribe pentru a putea să comentați, da? Să intrați în chat și să adresați întrebări și comentarii. Bun. Revenind la tema de fond, da? Tema de fond este aceea, așadar, că Djokovic, da? Sigur, dacă i s-a făcut o nedreptate la aeroport, repet, din punct de vedere juridic, acum acea eroare a autorităților vamale a fost înlăturată. Însă pe fond, da? Pe fond, la ce asistăm? Nu asistăm la o luptă de idei legată de procedurile vamale din Australia. Nu asta e dezbaterea în registru moral. În registru moral este dacă e bine sau nu să fii nevaccinat sau chiar antivaccinist. Și în presă a apărut, astăzi am văzut și o declarație, o înregistrare cu Novak Djokovic în care el spune că nu s-a vaccinat. De asemenea, a declarat că a contractat virusul în 2020, prima dată. Și recent, da, a și prezentat aceste dovezi recent, s-a infectat din nou, da, și a fost testat pozitiv pe 16 decembrie. Acum, dacă este corect, da, dacă acel test care arată că s-a pozitivat din nou, da, deci a contractat din nou virusul, dacă acel test a fost corect și atestă realitatea, atunci o mare problemă morală o are Djokovic, pentru că pe 17 decembrie a participat fără mască la un eveniment în care a premiat niște copii. Și sigur, e foarte frumos să vii la evenimente, să-i încurajezi. Vă spuneam, e important să fii un model în sport, îi poți încuraja pe copii, pe tineri, să urmeze, să meargă și ei pe drumul tău sau să te ia drept reper, drept model. Este fantastic să faci asta dacă tu ești o personalitate, iată, cum e cazul lui Djokovic în sport. Dar nu în timpul unei pandemii. Da? În timpul unei pandemii ar trebui să fii mult mai reținut în a participa la astfel de evenimente. Sau dacă totuși participi, măcar poartă mască.
Da? Măcar respectă acele minime modalități prin care poți limita răspândirea virusului. Dacă tu pe 16 de decembrie știai că ești pozitiv, că ai virusul și că poți să-l dai mai departe, atunci trebuia ca pe 17 decembrie fie să-ți anulezi participarea la acel eveniment, fie în eventualitatea în care totuși participai, cu siguranță s-ar fi găsit o cale în care tu să păstrezi o distanță fizică față de ceilalți, să porți mască pentru a evita ca tu să devii un agent al răspândirii bolii. Da. Ori aici e clar o culpă morală a lui Djokovic. Și iarăși în presă puteți găsi, este un incident la o conferință de presă de astăzi în care familia lui Djokovic a fost întrebată de ce sportivul a participat la acel eveniment din 17 decembrie. Și care a fost răspunsul familiei lui Djokovic? Au oprit conferința de presă, da? Au încheiat-o brusc. Așadar, e limpede că au dat dovadă de o lipsă de onestitate și au ceva de ascuns aici, da? Sau nu își asumă și faptul că undeva marele tenismen, marele sportiv, are o culpă morală. Au încercat să-l idealizeze, să-l transforme într-un semizeu, ceea ce se întâmplă adesea cu idolii din sport sau din alte domenii, dar e clar o lipsă de onestitate. E clar o lipsă de onestitate a familiei lui Djokovic și asta reprezintă din perspectivă morală o clară culpă. De asemenea, vedeți, vă spuneam de susținătorul lui Djokovic. De ce sunt atât de aprinși în a-l susține? De ce e atâta fanatism aici? De ce e atâta aplomb în a-l susține pe Djokovic? Pentru că acești oameni se regăsesc cumva în Djokovic și vor în continuare să nu respecte regulile. Vor în continuare să fie agenți ai transmiterii acestei boli extrem de periculoase. Când e vorba de milioane de morți, nu mai pot spune că e o boală insignificare să nu fie luată în considerare. Da? Iar dacă nu ar fi existat vaccinare, numărul de morți ar fi fost mult, mult mai mare. Da? Mult mai mare. De asemenea, fără vaccinare, sistemele medicale din foarte multe țări au fost, cum vă spuneam, copleșite. Asta a crescut foarte mult costurile tratamentelor. Și iată că, în mod paradoxal, acești antivacciniști, ei sunt cei care alimentează, ei sunt cei care cresc profiturile industriei medicale. Pentru că tratamentele pentru COVID-19 din spitale sunt mult, mult, mult mai scumpe decât vaccinul. Și am văzut o informație, numai în Statele Unite, încasările industriei medicale, farmaceutice, au crescut cu 13 miliarde de dolari doar din cauza nevaccinaților. Da? Deci doar din cauza nevaccinaților care au fost internați și au necesitat costuri suplimentare. Da? Și sigur, fiecare viață trebuie salvată, da? Deci să ne înțelegem. Spitalele foarte bine că au consumat aceste resurse pentru a încerca să salveze vieți. De multe ori au reușit, da? Uneori n-au reușit. Dar în mod paradoxal, tocmai nevaccinații sunt cei care cresc prin atitudinea lor irresponsabilă. Ei cresc costurile și profiturile industriei farmaceutice, costurile de spitalizare, da? Și profituri, în drept consecință, și profiturile industriei medicale. Deci toți acești conspiraționiști antivacciniști pe care îi vedeți că predică anti-Big Pharma, care sunt împotriva Big Pharma, cum zic ei, ei de fapt sunt cei care hrănesc Big Pharma. Ei sunt cei care cresc profiturile Big Pharma. Un
profiturile din spitalizări sunt mult mai mari decât profiturile din vaccinare. Da? Este clar, este limpede. Acum, ce au făcut autoritățile din Australia? Autoritățile din Australia au gestionat foarte prost acest incident, trebuie spus asta. Au acționat superficial și la nivel și vama locală, dar și la nivel politic. Da? Pentru că dacă tot Australia are niște reguli ferme antipandemie, și foarte bine că are, orice țară ar trebui să aibă astfel de reguli ferme, ele ar fi trebuit să acopere într-un mod foarte clar și foarte bine fundamentat juridic situații precum cea în care s-a aflat Djokovic. Modul în care tenismenul a fost tratat, am explicat mai devreme, a fost unul eronat. Și sigur, trebuiau să îi se respecte toate drepturile, deci drepturile omului trebuie respectate în orice context. Atunci când este când sunt lezate drepturile omului, evident, adresez justiției și iată, într-un stat de drept, Djokovic a câștigat, dar a câștigat pe procedură, repet, nu pe fondul cauzei. Însă, dacă autoritățile de acolo tot au intrat în această poveste, ar trebui să acționeze în continuare cu fermitate. Da? Și vreau să văd curaj politic acolo. Dacă tot au spus că au reguli, vreau să văd că ele sunt respectate. Pentru că, repet, nu a fost o decizie a judecătorului pe fondul cauzei, ci a fost pe nerespectarea unor proceduri. Dacă procedurile ar fi fost respectate cu meticulozitate la vamă, poate că judecătorul acesta ar fi admis anularea vizei pentru Djokovic. În plus, ar trebui ca autoritățile din Australia să fie conștiente, eu cred că la nivel politic sunt conștiente, de mizele uriașe, da? Mizele globale ale acestui întreg caz. Nu este vorba doar de un caz oarecare, particular, individual. Nu. Consecințele sunt planetare. Da? Și este o bătălie de valori până la urmă, la nivel planetar. Eu am văzut asta și pe Facebook la mine astăzi. Au venit iarăși antivacciniștii, conspiraționiștii. Am câștigat, victorie, lucruri de genul ăsta. Ceea ce arată că foarte mulți antivacciniști se folosesc de cazul Djokovic pentru a justifica atitudinea antiștiințifică, antirațională, ilogică și împotriva valorilor morale, care presupune nerespectarea măsurilor de prevenție și propaganda plină de fake news-uri contra vaccinării. Pentru că toți cei care sunt antivaccinare în mod explicit și, da, și mizează pe fake news-uri, ei resping știința secolului 21. Iar vrea să trăim ca în Evul Mediu sau chiar mai devreme. Am explicat în alte clipuri, venețienii la 1348 au introdus carantinarea. Carantina fiind cuvântul însemnând 40 în italiană, timp de 40 de zile, cei care veneau cu corăbile în Veneția erau izolați pe insulă pentru a se evita infectarea cetățenilor din oraș sau infectarea celor care veneau cu corăbile, pentru că ciuma lovise deja Veneția atunci când s-a introdus carantinarea. Ei bine, conspiraționiștii de astăzi resping astfel de măsuri, da? Și ei gândesc mai rău decât venețienii de acum 674 de ani. De aceea sunt clar, acești oameni sunt împotriva științei, da? Și nu vor ca dumneavoastră și ca toți ceilalți cetățeni să se bucure de o protecție în plus. Pentru că vă spuneam, vaccinurile chiar sunt eficiente, în niciun caz nu sunt experimentale, cum îi mai aud pe unii că spun, deci rostogolind aceste fake news-uri. Nu poți să spui despre un vaccin care deja a fost distribuit în miliarde de zone în miliarde de doze. Nu poți să spui despre un astfel de vaccin că este experimental. Da? Și aceste vaccinuri sunt rezultatul unor cercetări de decenii.
Da? Ele au fost făcute rapid, tocmai pentru că în spate a existat un munte de informație, de cercetare, de studii care au permis realizarea lor într-un timp relativ scurt, da? De aproximativ un an de zile sau chiar mai puțin de un an de zile. Acest caz al lui Djokovic are așadar un impact major la nivel global și, după părerea mea, va fi un impact și pe termen mediu și pe termen lung, nu numai pe termen scurt. O parte a acestui impact va fi cuantificat în numărul și mai mare de decese care va urma în țările cu o rată slabă de vaccinare. Da? Pentru că ați văzut, acele țări care au multe, multe cazuri în ultima perioadă, dar un nivel ridicat de vaccinare, acolo rata de decese este mică, este scăzută. Și iar cei care mor sunt cei nevaccinați, de regulă. În timp ce în țările cu nivel scăzut de vaccinare, numărul de decese a fost în valul 4 uriaș. România devenind țara, a fost țara pe locul întâi în lume. Am fost cei mai loviți de această pandemie din cauza nevaccinării. Am discutat despre asta la alte live-uri sau clipuri. Însă impactul acestui caz va fi nu numai, se va număra nu numai în decese evitabile, dar și vom vedea că mișcările acestea conspiraționiste antivacciniste vor primi o energie suplimentară, da? Se vor simți și mai legitimate din întreaga lume, da? Serbia, România și din alte țări. Djokovic ar trebui să fie aici foarte atent. Vrea să devină idolul acestor mișcări, vrea să devină o portavoce pentru antivaccinism. Dacă este înțelept și dacă are sfătuitori înțelepți, ar trebui să se delimiteze de aceste mișcări conspiraționiste și să vină, să iasă cu declarații în care să spună: stimați cetățeni, urmați sfaturile medicilor. Da? Cazul acesta pe care l-am avut eu în Australia nu are legătură, sau incidentul cu autoritățile vamale nu are legătură cu tema de fond a vaccinării. Că eu nu m-am vaccinat, e treaba mea, am scutiri, m-am fost infectat. Bun, își poate prezenta situația sa particulară, individuală. Dar el, dacă se va lăsa folosit, fără să spună un cuvânt despre asta, fără niciun fel de delimitare față de acest conspiraționism antivaccinist extrem de periculos și extrem de perfid, atunci va avea încă o culpă morală. Deci el aici e pus în fața unei decizii, iarăși cu consecințe majore asupra imaginii lui și asupra carierei lui. Sper, îmi doresc ca acest sportiv, da, să plece urechea la sfătuitori, dacă are așa ceva, să plece urechea la sfaturile celor care îi vor spune să fie atent cum gestionează această temă. Pentru că deja îl depășește cu mult ca persoană, ca individ. E o temă globală. E o temă care, repet, poate să aibă efecte multiple, în multiple direcții. Și ar fi extrem de trist ca o mare personalitate a sportului să fie asociată cu moartea unor oameni din cauza COVID, da? Sau să fie asociată această personalitate sportivă cu o propagandă antiștiințifică, o propagandă conspiraționistă, antivaccinistă. Profilul lui moral ar putea fi afectat foarte grav pe termen lung. Bun. Cam acestea au fost lucrurile pe care aș vrea să vi le transmit legate de cazul Djokovic. O să vă răspund la câteva întrebări legate de Djokovic, după care trecem la George Simion. Alina, la australieni doar vaccinul e valabil pentru pass, pentru a trece. Din ce am înțeles, Djokovic avea adeverință că a făcut COVID și nu înțeleg în aceste condiții de la ce a apărut scandalul cu el. E destul de neclar, da? Nici mie nu mi-e foarte clar. Adică ori a avut Djokovic, ori a avut dovada că a trecut prin boală, da? Iar dacă aceasta era prevăzută de legislația australiană, trebuia să fie lăsat să intre,
Ori dacă nu era prevăzută de legislația australiană, nu trebuia lăsat să intre. Acum, decizia acestui judecător nu a clarificat aceste probleme. Pentru că judecătorul a spus doar că nu i s-a lăsat timp suficient pentru a-și prezenta apărarea în fața autorităților vamale. Dar n-am văzut, din ce am citit astăzi cel puțin, poate ați găsit voi, poate dacă găsiți dați-mi surse, dar din ce am citit astăzi nu am văzut o decizie a judecătorului legată de starea lui de sănătate efectivă. Adică, bun, dacă a fost infectat, atunci nu mai era nevoie de vaccin, da? Era suficient doar dovada trecerii prin boală și cu asta basta. Dar judecătorul nu s-a pronunțat asupra acestui lucru. Repet, eu am citit, m-am uitat și în presa internațională, n-am văzut, am căutat, am vrut să văd, bun, care e clarificarea juridică a acestei probleme și nu am găsit-o. Dacă voi aveți vreo sursă credibilă pe tema asta, puneți-o pe chat sau puneți-o la comentarii, sunt și eu doritor să o aflu. Însă din ce am aflat, din ce am citit până la ora începerii acestui live, la ora 20, nu am găsit nicio precizare legată de acest lucru. Deci e în continuare neclar. Decizia judecătorului, din ce am înțeles eu, a fost strict legată de faptul că autoritățile vamale nu i-au permis lui Djokovic să se apere, să-i dea gazul suficient pentru a se apăra în mod corect, da? În fața unei eventuale anulări a vizei. Da, Drums of War a anunțat că a avut COVID abia când scandalul a intrat în atenția publicului, cam târziu. Bun. Da, Djokovic este și în cel inconștient că virusul COVID, asta am vorbit, da, de afectarea plămânilor. O să mai treacă niște zile și o să mai apară probabil detalii. O să mai apară informații, mai ales că din ce am văzut tot în presă, încă există eventualitatea unei decizii a premierului de a-i respinge viza, sau a ministrului de interne, da? De a guvernului cumva, să o luăm așa, a guvernului, de a nu-l accepta să joace. Sigur, eu m-aș dori ca Djokovic să joace, adică noi ne dorim spectacolul sportiv să fie la maximum. Ne dorim ca sportivii să poată să participe la cât mai multe competiții și să-și ducă mai departe cariera și ce pot oferi întregii umanități, da? Pentru că îi prețuim și îi apreciem pentru performanțele lor. Însă sunt aici niște reguli care trebuie cumva respectate. Iar Australia, cum și-a formulat ea regulile de intrare în țară, acele reguli ar trebui respectate. Că Djokovic îl respecte sau nu, încă e neclar. Pentru că decizia acestui judecător lasă în suspensie o serie de întrebări. Vom vedea cum se va clarifica. Repet, eu îmi doresc ca acest mare sportiv în continuare să fie pe teren, da? Să fie pe teren, să facă performanță. Însă sunt celelalte probleme pe care vi le-am descris în seara asta.